părul e alb, dar e mult, spre deosebire de noi ăștia care avem... Am albit de tinerețe, deci de foarte mult timp am început să albesc, dar nu mă deranjează. Cu toate că văd că unii la vârsta noastră se mai vopsesc la păr. Da, mă rog, acum... Am avut o ofertă de la Giovanni Pecari să mă facă castaniu cu un șampon special, dar am refuzat. Pentru că am un papagal. Așa. Care cred că nu m-ar recunoaște dacă m-aș vopsi la păr altă culoare. Și singurul lucru care de la 12 ani eu n-am mai pus nimic pe cap decât în momentul când mă duc la vânătoare și asta pentru vânat ca să nu mă deosebească că am părul alb. Dar nu, iarnă, vară, n-am pus nicio căciulă, nimic, absolut nimic, nimic, nimic. Niciodată? Niciodată, nici și la minus 20 de grade, nu m-am cap cu gol merg. Nu. Adevărul e că nici mie nu-mi place, dar eu am un prieten care se vopsește alb. Are vreo 50 de ani. Zic, dar de ce te vopsești, mă, că are părul castaniu? Zice, să par mai serios așa. Mai serios, nu? Am mai multă prestanță, se vopsește în alb. La tine nu e cazul. Nu e cazul, dar el se vopsește, probabil că e mai tânăr, dar eu... Da, are 50. Noi ăștia care am sărit de 70 deja, nu ne mai tânăr. Am preferat să fii mai închiși la culoare. Eu mă bucur că te-am găsit în București, pentru că de când nu mai lucrez la Ligă, înțeleg că stai mai mult la Oradea decât aici. Fac un fel de navetă. Deci stau 2-3 săptămâni la Oradea, pe urmă vin în București, stau o lună, navetă două. Navetă de 400 de kilometri. Adică 600 chiar. 600. Merg cu mașina, mă relaxează condusul, știu drumul ca un robot, știu și unde pun radarele și tot. Este chiar o plăcere ca să conduc. Păcat că nu avem șosele, dar merg foarte regulamentar, nu în calul legii. Pe unde te duci? Pe Valea Oltului sau Valea pe Obrașul? Valea Oltului, Deva, și de la Deva trec peste dealul mare, Vașcău, Beiu și Oradea. Sandra, practic scurt. Acum ești, ca să zic așa, rentier. Deci s-a încheiat, nu mai ești nici observator, că ai trecut de 70 de ani. Nu, mai mă duc la Digi, la ProX, am venit și la tine cu cea mai mare plăcere. Îmi fac viața cât pot de frumoasă, vin în fiecare an la București și fac toate analizele cap-coadă să văd cum stau. La Oradea am posibilitatea să fac mișcare de două ori pe săptămână, de la 7 la 8, lunea și miercurea, joc la sintetic cu arbitrii care sunt cu 30 de ani mai tineri ca mine, numai afară, indiferent de temperatură. Mai joci la 74 de ani? Joc și joc chiar foarte bine, să știi. Ai acumulat experiență, joci mai bine decât în tinerețe, nu? Aici, la București, la Clinceni, avem o bază sportivă, te invit, dacă vrei să vii odată să vezi. La Clinceni? Ai la ceva legătură cu Clinceni? Nu, sunt prieten cu toată lumea de acolo. La Belvedere, așa. Cu patronul, cu primarul, cu Epiții Bigan de la Oradea, care e președintele clubului, echipa care, mă rog, din divizia B a promovat acum și este ceva fantastic pentru comunitatea de acolo, unde sunt doar 6.000 de locuitori. Spune-mi, apropo de Oradea, cine mai face Ienei? Că de Ienei Ienei e personajul principal, nu, în sportul... În special vara, Oradean. El în fiecare zi, de la ora 10, face o plimbare pe Corso cu soția, se oprește la o terasă să bea o cafea. Ne mai întâlnim, cunosc traseul, cunosc ora, dar iarna iese mai puțin. Mai vine la, e un complex Lotus se numește, unde mai vine la cumpărături cu soția, cu mașina. În rest, participă dacă, pe plan local acolo, la diverse festivități sportive, văd că n-a putut să meargă la Pitești. De fapt, soția îl ține puțin mai din scurt, ca să nu aibă vreo surpriză cu el. Nu face deplasări foarte lungi, dar în general e ok. Și da, eu l-am invitat la emisiune și gentleman, cum a fost toată viața, s-a scuzat. Azi mi-e greu să vin la București. Când o să ajung la București, vin și la emisiune, dar e oarecum... Da, care o fică aici în București. Era pe la Budapesta fica, înțeleg. Dar acum mi se pare că are în București o fică și chiar vine odată pe an, cel puțin trebuie să ajung. Trebuie să-l prinzi în perioada respectivă. A lui e la București, a ta, dacă eu nu greșesc, e în Anglia, nu? Singurul tău copil? Singurul meu copil este în Anglia, am două nepoțele de 11 ani, am fost anul trecut și mă duc și anul ăsta, îmi fac ziua de naștere acolo pe 3 iunie, de fapt pe 7 joacă naționala cu Anglia, un meci amical și vreau să le duc și pe alea mici. Totul este la superlativ, nu m-am mai recăsătorit, că n-am mai avut timp și chiar nici, da, nu... nici nu știu dacă mi-ar mai place.
Așa, am foarte mulți prieteni și încerc să-mi fac viața cât mai frumoasă și în special mă interesez foarte mult de sănătatea mea. Adică mă urmăresc din toate punctele de vedere ca să nu fac niște greșeli. Și, mă rog, ce faci toată ziua? Așa? Erai în mod firesc un tip foarte activ, vicepreședinte la Liga ani de zile, cât? Vreo 15 ani am fost. Vreo 15 ani, da. Observator al ligii, la meciuri. Și da. Acum deodată vânătoare și fotbal de două ori pe săptămână. Vânătoare și fotbal, da, mă duc dimineața, mă trezesc pe la 8:30-9 la ori, vorbesc de Oradea, mă duc la Lotus, îmi beau cafeaua, cumpăr ziarele. Așa, ți-am spus că am un papagal care toată ziua vorbește. Papagalul e la Oradea. Cu mine peste tot, acum e aici. Cu mine peste tot pleacă, da. Am dat 1000 de euro pe el, e geaco african, mare de tot și vorbește. A, te mai sfătuiești cu el, adică da. Spune ce ai de făcut. Da, îți spune ce am de făcut, da. Și ți-am spus, mă duc la mișcare de două ori pe săptămână, am băiele Felix unde mă duc la o saună, la bazin, la not. Nu-i vineri, sâmbătă, mă duc cu Adi Anca la Diosig, la vânătoare, are un teren de vânătoare acolo și trece săptămâna.